Lucrările de asfaltare din municipiul Buzău întâmpină probleme din motive tehnice. Unul dintre consilierii locale a atras atenția că administrația locală nu mai finanțează reabilitarea străzii Horticolei, deși artera a intrat deja în lucru. Primarul Constantin Toma a răspuns însă că proiectul va continua, dar după ce compania de apă va executa în zonă o lucrare în regie proprie. Am văzut că din listă a ieșit reabilitarea străzii Horticolei, de unde ați identificat probabil alte surse de finanțare pentru această stradă, pentru că nu se mai regăsește în lista asta de investiții. Mulțumesc frumos! S-a făcut doar o bandă provizorie pe mijloc, respectiv două benzi, pentru că pe acolo trebuie înlocuită o conductă de oțel de fi 200 de milimetri. Este prinsă, licitația este avansată, în curând se va da câștigătorul, în funcție de câte contestații va fi și ce se va întâmpla, se poate începe mai devreme sau mai târziu, se pot începe lucrările acolo. Deci după ce se va înlocui acea conductă, se va trece și la reabilitarea în întregimea acelei străzi, proiectul tehnic, autorizația de construire fiind gata. Deci sunt create toate condițiile. Întârzieri au loc și pe Bulevardul Republicii, acolo unde proiectul tehnic s-a lovit de realitatea din teren. Curțile oamenilor sunt poziționate mai jos față de nivelul trotuarelor, motiv pentru care drumarii au trebuit să vină cu modificări. Domnul primar, pe Bulevardul Republicii, puteți să ne spuneți ceva, că au început lucrările și le-au lăsat. S-a întâmplat un lucru, s-a constatat și cetățenii au făcut sesizare și încercăm să rezolvăm problema. Curțile lor sunt mai joase decât trotuarul. Am cerut modificare la proiectant, așa era făcut dinainte, nu era trotuarul mai înalt. Și s-a venit cu o soluție să poată coborî trotuarul la nivelul curților, sper să ne iasă. Deci nu este o întârziere din cauza executantului, este o problemă din cauza solicitării modificării de proiect. În paralel, lucrările pe Bulevardul Unirii continuă, iar administrația publică speră să le finalizeze până la sfârșitul acestui an.